Un tânăr din județul Suceava este suspectat de polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din Suceava și procurorii DIICOT că ar fi postat pe o rețea de socializare fotografii făcute cu telefonul mobil reprezentând o minoră în ipostaze indecente. Ba mai mult, se pare că tânărul a întreținut și acte sexuale cu minora. Luni au fost efectuate 2 percheziții și ridicate pentru cercetări, un laptop și 2 telefoane mobile. Polițiștii îl urmăresc pe acesta de multă vreme. La doar 22 de ani, acesta este suspectat că, în perioada iunie 2012-octombrie 2013, ar fi făcut cu telefonul mobil mai multe fotografii cu o minoră în ipostaze indecente pe care le-ar fi postat pe o rețea de socializare. În urma probatoriului administrat în cauză s-a dispus începerea urmăririi penale față de suspect pentru comiterea a 2 infracțiuni: pornografie infantilă prin sisteme informatice în formă continuată și act sexual cu un minor. După analizarea probelor provenite în urma percheziției, se vor dispune măsurile legale.